Paștele este una dintre cele mai importante și mari sărbători. Învierea Domnului Isus Hristos este cinstită de fiecare creștin. În funcție de zona geografică, tradițiile diferă. Banatul nu se lasă deloc mai prejos când vine vorba de tradiții și obiceiuri. În prima zi de Paște, duminica la micul dejun, se tămâiază toate bucatele servite, înainte de a se înfrupta din ouăle roșii, din colac și din celelalte preparate de pe masa de Paște, fiecare mesian primește Paștile, vinul și pâinea sfințite cu o seară înainte la biserică. De pe masa de prânz nu lipsește friptura de miel, în trecut se dădeau de pomană celor morți un colac și un ou roșu, această tradiție se mai păstrează și acum în unele locuri. Tot în prima zi de Paști încep și rugile din banat, o sărbătoare importantă pentru fiecare sat. Cei care vor să asculte muzică populară și să joace brâul, hora și ardeleana din banat merg în sat la joc, acolo unde Paștele coincide cu Hramul Bisericii.